În perioada 25-27 februarie, la Cercul Militar Mangalia a avut loc convocarea și informarea ofițerilor responsabili cu relațiile publice din forțele navale. Activitatea a fost organizată de Compartimentul de Relații Publice a Statului Major al Forțelor Navale, reprezentat de locotenent colonelul Corneliu Pavel. Au fost invitați studenții de la programele de licență și master în comunicare publică și comunicare interculturală de la Universitatea Națională de Apărare Carol I, împreună cu cadrele didactice de specialitate pentru a realiza un schimb de experiență. La finalul primei zile a convocării, ofițerii de relații publice împreună cu studenții și cadrele didactice au vizitat divizionul 150 rachete navale. Invitații au urcat la bordul navelor, iar studenții au adresat întrebări membrilor echipajelor pentru a se antrena în domeniul lor de specialitate. Convocarea în domeniul informării și relațiilor publice din forțele navale este organizată anual pentru instruirea ofițerilor noștri care se ocupă de imaginea forțelor navale. În general, noi la convocare facem un bilanț al anului care s-a încheiat și apoi ne trasăm obiectivele de comunicare pentru anul 2015. Anul acesta ne-am gândit să invităm în premieră studenții de la programele de licență și master în comunicare publică și comunicare interculturală de la Universitatea Națională de Apărare, Carol I, studenții și nu numai, și cadrele didactice de specialitate, pentru a le prezenta aspecte din activitatea noastră a forțelor navale.